Dacă n-aș plânge, aș face implozie, practic. Că ești o femeie foarte, foarte puternică și aș vrea să îmi definești tu ce înseamnă pentru tine o femeie puternică. O ființă puternică să fie una asumată. Asumată însemnând să-și asume bunele și relele și greșelile și eșecul și succesul și, în fine, viața pe care o are. Că, cum să zic, numai din asumare vine și drive-ul de a-ți schimba viața pe care nu ai, nu-ți place, asumă-ți că nu-ți place și atunci fă ceva ca să nu mai ai această viață. E așa de multă lume în jurul nostru care nu-și asumă nici ceea ce este, nici ceea ce face, nici ceea ce știi, cosmetizează poate chiar și realitatea, pentru că până la urmă și asumat este și atunci când e slab, asumat este și atunci când nu mai poți și spui că nu mai poți și te oprești din ceea ce faci. O femeie puternică are voie să plângă? Dacă n-aș plânge, aș face implozie, practic. E un semn de putere, de asumare. Pur și simplu, uneori, emoțiile ies la suprafață așa. De ce să nu plângi? Ce e? Eu cred că și un bărbat o să plângă. Există un lucru pe care l-ai făcut, îl regret și nu l-ai mai face niciodată? Da, aș pune mai puțină presiune pe mine, în general. Nu acum, ci în trecut. N-aș mai fi atât de îndârjită să, mă rog, obțin, să demonstrez, să muncesc, să arăt, să, în fine, pentru că asta era tot o treabă cumva de neasumare a ceea ce eram eu și vreau să fiu mai mult decât puteam să fiu. Și asta m-a costat, cum să zic, multă energie pierdută și oboseală și momente pe care nu le-am mai trăit sau nu le-am trăit pentru că eram focusată pe altele care nu contau. Au fost momente în care am cedat de oboseală la propriu și am avut momente de cădere fizică pentru că n-am mai puteam de oboseală. Că sunt puternică, îmi spun în fiecare zi, sunt puternică, dar te las să mă opri așa ușor, așa ușor, așa ușor, așa ușor. Că sunt puternică. Există un lucru de care Ileana Badiu se teme cel mai tare? Da, de neputință. Ajunge într-o situație în care fizic nu mai poți să faci lucruri, pur și simplu nu mai poți pentru că nu mai poți. Mi-e groază de momentul ăla, mi-e frică, da. Cum te întreții? Fac fitness, fac pilates, fac, mă rog, un antrenament din ăsta cardio complex cu propria greutate, fac tot timpul ceva. Mă demachez, mă hidratez, am 7000 de creme. Dacă te uiți acum în oglindă, ți-ai mai face o schimbare? Deocamdată nu, dar sunt convinsă că na, o să vină și momentul când o să-mi vină, probabil, să fac o schimbare sau, mă rog, o ajustare. Despre operațiile estetice, ce părere ai? Nu, potrivă, nu sunt prea încântată despre ele pentru că, mă rog, nici rezultatele din jurul meu n-aș putea zice că sunt tocmai superbe. Sau mie nu-mi plac. Îmi vine și îți schimbă și mimica și expresia și eu aș vrea să continui să semăn cu mine, nu cu altcineva. Ileana Badiu ne-a vorbit și despre întâmplări mai puțin plăcute din viața ei. Tot timpul sunt în niște situații de-astea, adică cât se poate de ridicole, cu lume multă, frumos îmbrăcată ca să fie mai penibil. Îmi sar cercei din ureche, poșeta. Care a fost cea mai penibilă? Cea mai penibilă a fost când am căzut într-un canal care era acoperit cu zăpadă. Erau multe taxiuri parcate, ăsta era așa, într-un rond de acoperit cu zăpadă, într-un rond de la cu flori. Dumnezeu nu bate cu parul, peste care am trecut ca să scurtez, să mă duc, să nu mă duc pe la trecerea de pieton, ci ca... Na. Și eram îmbrăcată frumos, toată în bej, bine, în acord cu zăpada și cu afată proaspă și cu unghiile bej și... Eram, ce să zic, și am dispărut în canal, dar pur și simplu. Norocul meu că era un canal foarte adânc, adică norocul meu că am instincte bune. Eu în situațiile astea, nu știu, e Dumnezeu ăla al oligofretelor, nu știu, care te ajută. Și m-am sprijinit în axile, practic. În fine, nu m-a ajutat nimeni. Toată lumea a început să claxoneze, îți dai seama ce și n-a comentarii. Nimeni. Nici unul. În fine, și de acolo cu ultimele puteri m-am... forțat așa și m-am ridicat în mușchii de la mână și m-am suit în mașină unde am început să plâng. Mă rog. Și mi-am stricat manicura, că era proaspătă și eram cu mâinile, că de aia n-am văzut, că altfel poate aș fi văzut.
Și eram așa, concentrată pe unghii și... Asta e, mi-a și manicura. Și dacă atunci a scăpat ușor, a doua oară a fost mai grav. Mi-a rupt piciorul stâng și mâna dreaptă. A fost ceva groaznic. Am plecat cu piciorul în gips până aici, la... În fine, și mâna până aici, adică nu puteam să... nimic. M-am dus la servici, așa, în halul așa? Ăla. Așa? Da. Stau într-o casă cu etaj. Veneau doi colegi care mă coborau pe un scaunel așa făcut din mâini și aveam un scaun cu rotile luat împrumut. Așa și plăgeam cu scaunul cu rotile, cu mâna asta, în fine, așa. Că nu aveam răbdare să stau nici în situația aia. If there's somebody calling me on, she's the one. Ileana Badiu ne-a povestit și despre viața de familie, dar și despre meseria de mămică. Sunt în continuare nebunită de a fi mama copilului meu. Îmi place foarte mult această meserie. E aproape cât mine de înalt, dar e tot mic. Mă rog, mic pentru mine. Da, și un copil tare bun și... Na, eu cam dată e foarte bun la învățătură și chiar m-a amuzat că... Mă rog, merge la un curs de matematică, un club de matematică și în weekend, nu numai că nu zice nimic că e dus la cursul de matematică, dar vrea să ajungă și cu jumătate de oră mai repede că vrea să stea în prima bancă. M-a întrebat cum să facă să stea în prima bancă. I-am spus că eu nu știu, că eu pot să-l îndemn sau să-l învăț cum să stea în ultima bancă, că eu asta încercăm. N-am încercat niciodată să stau în prima bancă. De cine e mai apropiat, de mami sau de tati? E în egală măsură apropiat, exact la fel de amândoi. Noi ne petrecem mult timp cu el și amândoi avem o relație foarte profundă cu el și vorbim fiecare însă subiectele lui. Cu tatălui vorbește anumite lucruri, cu mine are un ritual în fiecare seară la culcare. Stăm de vorbă și îmi povestește și de... chestii din astea intime și de cine e el îndrăgostit și... Deja a început puțin, prima iubire? Da, zice cu... Mă rog, cred că asta înseamnă. Nu întreb foarte multe detalii, lasă-mi spune el și îmi povestește foarte multe lucruri. Este groază de momentul adolescenței, mai ales că dacă e să mă raportez la adolescența pe care am avut-o eu, care a fost, cum să spun, turbată de-a dreptul. Pe vremea aia nu erau foarte multe tentații, că pe alea pe care le aveam la vremea respectivă le-am încercat pe toate. Dacă ar fi fost mai multe, poate că ar fi fost foarte nasol și părinții mei știu că erau înnebuniți, că nu mai puteau să mă guverneze nicicum. Dacă Sasha este un copil atât de cuminte, oare ce ar spune dacă mami și tati îi mai fac un frățior sau o surioară? Îmi zice tot timpul și mi-a zis tot timpul că își dorește foarte mult o surioară sau ceva, orice. Că așa își doresc copiii singuri la părinți, dar nu-i după noi. E după cel de sus. Mai doriți? Mă rog, în teorie ne mai dorim, dar eu știu dacă la vârsta asta mai... Copilul are deja aproape 10 ani, ai depășit toate momentele dificile și cred că e bine să... și ar fi o diferență foarte mare între copii, în orice caz. Nu știu cum o vrea Dumnezeu. Și dacă s-ar întâmpla, ne zice dacă nu. S-ar întâmpla, sigur, păi, na, normal că n-a zice nu. Până atunci, să revenim la prezent și să aflăm cum își petrec ei timpul liber. Weekendul nu e al nostru, e al nostru ca familie. Și ne petrecem timpul împreună, indiferent că trebuie să plecăm undeva, luăm și pe el. Ce vă place cel mai mult să faceți împreună? Să ne pupăm. Da, asta e... Ba, deocamdată încă stă la pupat și îi place chestia asta. Ne place să... Da, să... Ne place să stăm împreună. Ne place să mergem la restaurant împreună. Ăsta e un moment... Da, și mergem des împreună la restaurant, des. Mă rog, o dată pe săptămână. În fine, noi trei la restaurant, adică fără să fie și alți prieteni. Ne place să mergem în vacanțe împreună, dar asta nu se întâmplă foarte des, că suntem ocupați. Urmează vreo vacanță acum? Noi de Crăciun nu plecăm nicăieri, stăm întotdeauna acasă. Și cu mama și cu soacra mea, mă rog, cu familia în general. Și perioada asta de Crăciun este de vreo 10 zile, 2 săptămâni în care e pauză completă și atunci stăm împreună tot timpul. După care, în februarie, o să plecăm la schi. Nu înainte de februarie, că noi nu avem cum, noi adulții, iar Sasha o să meargă într-o tabără de schi. Gătești de sărbători? Nu. Eu nu gătesc deloc.
nici de sărbători, nici când. Da, adică nu gătesc pentru că nu știu, nu pentru că nu vreau. Și când vreau și încerc să gătesc, adică gătesc și o, două, trei treburi, dar alea nu sunt de Crăciun. Gătește mama, gătește soacra mea, gătește o vecină, doamna Pletea, gătește sarmalele. Ne descurcăm. Da, îți mai amintești de primul Crăciun cu Sasha, cum a fost? Da. Primul Crăciun în trei. Primul Crăciun cu Sasha, era Sasha bebe mic și avea 6 luni. Și eram foarte emoționată că există și Sasha și că, mă rog, era așa peisajul complet cu câine, pisică, pisici și copil. Cum era atunci când erai tu copil și așteptai să vină Moș Crăciun? Aveam flutur în burtă și mă durea stomacul și țin minte că asta, adică când auzeam că, mă rog, ăla cred că a fost cel mai frumos Crăciun, că pe vremea mea nu era așa, nu erau actori care făceau pe Moș Crăciunii. În fine, și o singură dată bunicul meu, despre care nu știam că va veni la București, stătea la Arad, s-a îmbrăcat în Moș Crăciun, deci nu puteam să-l fi asociat că e bunic, oricum aveam, nu știu, 4-5 ani, pentru că nu știam că va veni și asta a fost în plus, am primit și surpriza că, mă rog, după ritualul cu Moș Crăciun, a venit și bunicul meu. Și el a fost îmbrăcat în Moș Crăciun și avea o barbă de vată, că știu că asta mă ținea pe picioare, nu l-am recunoscut, dar mi se părea ciudat că Moș Crăciun ăsta are barbă de vată, că pe vremea aia nu exista, așa, cum să spun, accesorii de genul ăsta, știi? Și era... îți confecționai. Și am fost foarte, foarte emoționată și am și primit cadou ce mi-am dorit. Dar au fost și sărbători în care nu a avut tot ce și-a dorit. Anul trecut mi-a lipsit câinele nostru, Golden Retriever-ul, pe care, mă rog, știe toată lumea, da, cum l-am salvat și așa mai departe, și care a murit în noiembrie și de Crăciunul l-am avut. Mă rog, am lipsit, evident, că după ce n-a mai fost tata, primul Crăciun mi-a lipsit tata. Ce vă doriți pentru anul următor, 2019? Pentru anul următor îmi doresc să, mă rog, iasă toate proiectele pe care le am în cap, cele profesionale. Îmi doresc ca fiul meu să fie la fel de minunat și de bine integrat acolo unde este la școală și să fie sănătos și așa mai departe. Să nu fie nici un fel de problemă reală a nimănui din jurul meu. Sans jamais parler, sans jamais crier, ils s'aiment en silence. Sans jamais mentir, ni se retourner. Da, o pupăm și noi pe